Inițial ne avusesem discuții cu cei de la Filantropia că bugetul local nu ar putea să suporte o investiție mai mare de 12 milioane de euro. Și atunci discuțiile prin luna noiembrie au fost hai să încercăm să ne strângem cumva în acești bani pe care îi avem la dispoziție. După care au început să apară axele pe fonduri europene și ne-am dat seama că pe programul operațional de sănătate, cu condiția să avem secție de ATI, de oncologie și de cardiologie, se pot accesa fonduri europene. Și atunci am zis, ne ducem la 20 de milioane de euro, asta însemnând un spital de top european cu o aparatură nouă, exact cum au solicitat-o toți doctorii. Pentru că noi am întrebat pe fiecare în parte, de la fiecare specializare, cum ar trebui să arate, cum ar trebui să fie dotat. Tot ce este de top, ca să spun așa. Rugămintea lor a fost ca să avem și un etaj destinat doar recuperării copiilor care au, care au afecțiuni neurologice, pentru că avem un doctor extraordinar de bun, spun ei, cu rezultate spectaculoase. Și bineînțeles că atât timp cât putem să păstrăm acel doctor în Craiova, el fiind invitat de la clinici și din străinătate de peste tot ca să se munte acolo, și dacă putem să-l păstrăm, de ce nu, și atunci să nu-i creăm o secție specială pentru el. Incinta Universității de Medicină. E adevărat, dar foarte mică și nu dotată la standardele pe care și le-ar dori și, bineînțeles, cum ar fi un spital. Am ținut Morțiș ca în spital să fie un loc de joacă, pentru că m-am dus de multe ori cu copilul la spitalul de pediatrie, mă rog, la secția de pediatrie a spitalului Filantropia. Copiii mai răcesc, îi mai doare urechea, mai fac o otită. Și tot timpul era o atmosferă sumbră, o grămadă de copii pe hol, în picioare, care plângeau alături de părinții. Da. Adică niciodată nu mi-a plăcut atmosfera asta pentru copilul meu și evident că e intrat timorat de fiecare dată. Și atunci am zis, hai, să ne uităm și noi cum au clinicile, marile clinici de pediatrie din străinătate. Și am găsit în Israel cu un loc de joacă spectaculos, foarte frumos, chiar la recepție, adică vor intra la parter părinții cu copiii, părinții se vor retrage într-o sală de așteptare, copiii rămân în locul de joacă unde sunt supravegheați până în momentul în care sunt programați la doctor ca să intre deja în cabinet, adică corect, să nu mai stea deloc pe la uși, să nu mai treacă prin traumele astea. Eu am văzut tema de proiectare, spitalul va fi foarte frumos în primul rând, spectaculos. E colorat și va arăta efectiv ca o grădiniță, ca un loc de joacă special. Sper din toată inima să nu avem blocaj la Ministerul Sănătății și vă spun de ce, pentru că avem experiența negativă a Spitalului Municipal. Sper că acum, după ce am trecut, nu se mai opune nimeni la o astfel de investiție, dar mă rog. A fost complicat atunci să luăm avizul de la Ministerul Sănătății, am așteptat un an și jumătate. Incredibil, astea sunt lupte politice. De, nu neapărat, cred că este... Birocrație? Da, birocrație este și indolența funcționarului public și a miniștrilor până la urmă. Adică să știi că s-a construit primul spital după Revoluție undeva în țară și în loc să faci un titlu de glorie din chestiunea asta, că inclusiv pe mandatul tău de ministru, chiar dacă s-a construit la Craiova, s-a construit, domnule, totuși un spital. Nu primam acel aviz. Până la urmă l-am prins aici în biroul prefectului pe Raed Arafat. Și am spus, domne, ies în stradă, deci nu se mai poate așa ceva. Câtă bătaie de joc, adică suntem cu un spital nou, ce poate să-și dorească cineva decât să fie un spital nou? Dați-ne odată avizul ăla, să nu mai așteptăm. Dumnezeu, asocierea asta politică, până la urmă oamenii politici sau primarii sau cei care conduc administrația nu pleacă cu investițiile. Da, bineînțeles, și nu sunt făcute din buzunarul Olguței Vasilescu să spui că e proprietatea ei sau ceva. Da. E proprietatea publică, din banul public, bineînțeles. Faptul că unii dintre noi ne agităm mai mult sau mai puțin e cu totul altă discuție. Da. Și bineînțeles că atunci s-a activat și el puțin, ne țineau pentru faptul că nu știau cum să împartă numărul de paturi.
pe toate locațiile necesare. Adică prostii, dar să stai un an și jumătate când totul ar fi putut să se rezolve cu vizita unui funcționar din București de la minister aici, ca să vadă... Deci într-o jumătate de zi se rezolva problema. Se rezolva problema, exact. Până la urmă a reușit. Acum, noi nu avem la secția, la Spitalul de Filantropie toate secțiile pe care le dorim în acest spital de pediatrie. Și atunci este absolut necesar ca Ministerul Sănătății să dea un aviz să se transfere aceste secții de la spitalul numărul 1 la Spitalul Filantropia. Cu tot cu medici, evident, sunt aceleași salarii, ba chiar instituțiile spitalicești care sunt în subordinea primăriei au salarii mai mari decât cele care sunt subordonate Ministerului Sănătății. Deci doctorii își doresc acest lucru, să lucreze într-un spital nou, într-un alt mediu mult mai curat. Sper să nu întâmpin iar rezistența vreunui individ de acolo care nu înțelege aceste aspecte, pentru că vă garantez că va fi unul de top. Adică nu ne zgârcim deloc când este vorba de sănătate și ați văzut probabil investițiile pe care le-am făcut în Spitalul de Boli Infecțioase, Victor Babeș, unde saloanele de copii, cel puțin, da, arată exact ca și cum ar fi un hotel pentru copii, exact. Cu plasmă, cu frigider, cu tot felul de maimuțoi desenați pe perete, pe mochete, da, toate lucrurile astea astfel încât să se simtă bine și să aibă confortul psihic în primul rând, pentru că e foarte important și pe asta ne-am concentrat de fiecare dată, confortul psihic al pacientului când merge într-un spital. Dacă te duci și găsești într-un spital caloriferul care nu funcționează, toaleta care este infectă, saltoa care e neschimbată de 20 de ani, cearșaful rupte și așa mai departe, evident că peste boala ta starea este... starea psihică nu este, da, foarte bună. Și în aceste condiții tot timpul am încercat ca atunci când am făcut investiții în spitale să fie confortul de la un hotel de 4 stele. Adică televizor... Da. Pacientului. Corect. Televizor, frigider, bineînțeles aparatura necesară, oxigen și așa mai departe. Vreau este să... absolut normală. Da, absolut normală. Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș arată bine pe interior. Arată foarte rău pe exterior. Mie tot timpul mi-a plăcut ca și fațadele să arate bine. Și exact, este proiectul acela care a început de mai mult timp. Acum am avut discuții cu cei de la fonduri europene să-l urgentăm undeva prin vară, să ne apucăm inclusiv de aceste reparații, care nu înseamnă doar fațada, schimbarea termopanelor, a țevilor, în fine, absolut tot. Plus că noi toate spitalele încercăm să le scoatem din circuitul termoficării, toate să aibă centrală proprie, să aibă generator propriu. Să nu fie problemele astea cu incendiile. Exact. Da. Și, bineînțeles, instalația electrică. Acum facem... Le-am verificat la 3 luni odată, chemăm ISU să le verifice, deci nu ne bazăm doar pe specialiștii noștri. De fiecare dată am făcut acest lucru. Dacă vă întrebați de ce nu există avize de la ISU, eu vă spun că acestea nu țin doar de partea de electricitate, de exemplu, sau de rețea electrică. Sunt nu neapărat. Se cere acum ca pe fiecare tură să existe 5 pompieri care să stea în spital. Asta înseamnă cel puțin 15 pompieri angajați acolo cu... Angajații cui? Ai spitalului. Cu autoutilitar, cu... toate acele lucruri necesare, extintoare și așa mai departe. Deci, practic... O mică unitate mobilă. Da, 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 exact așa se cheamă, unitate mobilă de pompieri. Practic s-a ajuns în situația în care se cere unui spital... Drobul de sare. Deci, da, 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 da. Adică, noi suntem pregătiți cu celelalte aspecte. Am zis, dom'le, dacă trebuie o facem și pe asta, numai că procedurile de achiziție durează. Și, adică, chiar nu înțeleg din moment ce... serviciul de pompieri este
foarte bine utilat. Pe fonduri europene, Consiliul Județean, exact, a investit, cred că vreo 20 de milioane de euro. Enorm. Au tot ce le trebuie. Să cere acum fiecărui spital, vă dați seama, pentru noi ca și municipalitate care avem nu doar trei spitale în subordine. Fiecare are nu știu câte secții, că neuropsihiatria mai are secție și la parc. Nu are și pe Severinul, la copii. Exact. Adică fiecare e împărțit în câte 4-5 locații. Asta ar însemna să angajăm noi o armată de pompieri. Este o nebunie. Și sigur că dacă spui lucrurile astea, nimeni nu te bagă în seamă, pentru că toți spun, da, uite că au avut loc incendii. Și că dacă ar fi fost acolo unitate mobilă, probabil că n-ar mai fi fost situația asta. Pot să fiu și cu asta de acord, dar cred că cel mai bine ar fi totuși ca în zone de risc, cum sunt acestea, să fie la spitalele mari, să fie o unitate de pompieri care este chiar a serviciului de pompieri și care, nu știu, să stea în spitalul respectiv. Adică eu aș fi dispusă să plătesc o sumă de bani ca să achiziționeze acest serviciu, dar să nu fie din oameni pe care, nu știu, îi angajăm, habar n-am cum o să fie, dacă o să se descurce. O să facem concursuri, sigur, dar... Asta spun, adică e, totul este foarte complicat, deci oamenii să stea liniștiți că... Da, este stabilită și noi va trebui să facem procedurile respective. Adică vorbim de peste 100 de persoane care ar fi necesare în toate unitățile.